Dumnezeu, dragii mei stupari! Bună, Mări! Bună, Marin! Acum, Sara, azi fiind o vreme numai de plus 30 de grade, dar fără ploaie, m-am gândit să mă uit rapid la stupii ăștia și să văd ce mătchi mai am de schimbat. Aici, la ăștia 3, tot sunt cu 2, iară, și ori mai rămas albine, are niște ramuri că i-am mutat, i-am pus în pavilion și n-am putut să o strâng tot albina, le-am pus o matcă, cinere perechită de nucleu să le alimici, ca să nu le țâng așa de lungă vreme, că mai părăsesc. Așa că ia acum să mă uit să văd ori primit ceva. Ar fi trebuit și strâns cuibul. Și o țară albina asta nu știu cât de bine primește cu rămasa bătrână. Văd că aici nu are. Iar și rame mai multe, că n-am un să le mai păzesc. Îți pline și fonierele. Arată că matca nu ori primit-o. Aici să vedem nucleul ăsta, dar avem o matcă părăchită. Pe matcă avem, să caut, unde îi? Ia că-t-o. Ai, că ce-am prins de cap. Ia cât-o. Bun. Un astfel de nucleu nu se poate ținea, uite că nu mai are nici miere, numai asta și i-am pus-o eu. Să-l țin tu 2-3 luni. Cum se spun? Din 10 poți să țini, că acum știu că să duc 3-4. Și cam asta îi aici. În perioada asta, dragi mei stupari, trebuie să găsesc stupii ai fără mătchi, pentru că n-avem cules afară, să apropie stupii de toamnă și totodată și purcișagul. Stupii ai fără matcă îs
tare sensibil la furcișat. Acum să nu mai mă duc. Ia că-i pun o țără. Miere de stup. La matcă. După ce am adus o țără și apă, acum, dragii mei stupari, să știți că nu se bat mai albinile, gata. Asta e avantajul la nucleusurile care sunt făcute să încheapă. Și amănuntul și la mine mai mare. E așa. Bun, asta au căpătat. Matcă. E acum să ridicăm asta. Cum stă situația aici. Asta era nou, care vine scos mai târziu. Ram plin de puiet. Asta are matcă tineră, să vedem ce matcă are. Cu toate că ai prăpat cald, el e până de capătul ăsta. E bună. Asta înseamnă că e matca de anul ăsta. E resfirată pe tot ceramile. Bun. Gata. Oglinda ei îi de nota 10. Acum îl pregătim și mai un pic îi dăm un pic și miere. Adică miere albă, sirop. Asta iară e stup mutat cu un pic de albină. Iată și mai puțin. Dar iară i-am pus o matcă. Și acum îi dăm drumul. Știu ce s-a întâmplat și cu ăsta. Și-a fost baiul. Am pus
la 58. Că cred că o lună nu a avut matcă. Și am găsit matca cinere și tot nu a fost perechită. Și atunci i-am pus o matcă perechită și am ținut-o 7 zile. Adică la 5 zile m-am uitat și tot ce-a fost spre ea. Spre urmă am mai ținut-o 7 zile și când m-am apucat să caut să văd ce-i baiul, am găsit matca cinere perechită. E, uite, asta e o matcă perfectă și dau drumul. Să cunoaște ce prăpuietul și-au avut. Și am pus-o de acolo la ăsta și atunci aia că am mai ținut-o 3 zile, că dacă am ținut-o 7 nu pot să o țin atâta. Și i-am dat drumul imediat și sau poate nici 3 zile n-am ținut. Și așa și așa a fost. După cum se vede, stupii îs plini și încărcați de miere. Acum numai să mă uit să văd un ram cu puiet. Aici este puiet de trântori. Da, se văd albă. Bravo. Puiet de tot ce vrăstile. Cununița de miere îi la perfecție. Ăștia acum au miere, nici n-ar mai fi trebuit răniți. Ia stai la ram cu puiet, numai ram rău, că uite, are de trânturi și la alt an, acum cu coliba nouă, ramele mi-e mult mai ușor să le scot, la ăștia greu scot. Ramul. E, dar așa ăla numai l-am sui sus, deasupra de haneman, care nu mi-l place, rostor smării și gata. E, aici mai am și ramii ce nu sunt așa faine, dar îți bune acum când trebuie să mă înmulțesc. Înseamnă că ăsta e perfect sub. Bravo. E, acum mai am unul iară slab să văd. Ce s-a întâmplat cu asta? Aici avem iară unul slăbut. Ăla e mai bun. Ia câte-l. Bun, dar de o matcă ajutător de ăștia. De ajutători nu e așa, că nu poți să faci asta nimic. Numai dă o matcă să pun la unul bun. Asta e albina, cum se spun, și a fost de prălad. Și ia, fiindcă am avut mătchile astea, nu strică. Ei, uite, prăpuietul ăsta
Că ce, eu mintul n-am luat-o, matcă. Să vezi că e și asta o matcă perfectă. Văd aici. Cumva. Ăsta n-are baș atâta. Miere în mas. O să capice. Când s-a aranjat cuibul cum trebuie. El când se lucră bine, e bun. Acum să vigem aici. Matcă, dar nu asta perfectă. E asta. Mai trebuie dat. Răgăcim. Ăștia-i mici nu-i venesc. Numai ăștia capătă. Acum, na, vedem când începem cu rănitul. În scurt timp. Iată, dragii mei, supari, eu mai îmi dau acum cu apă cu oțet, când n-am mănuș. Și atunci am merge. Uite cum am știut, tot așa și la pricoliță, când cau tot, mai întâi mă duc la cubai. Acum așa toți până la capăt au să fie buni. Sigur, ar trebui să fie. Taman am luat de la ăla care nu pot bun. Bine, am și știut eu. E, ăsta-i un roi la perfecție, de ăștia am mutat în pricoliță, care e plin și încărcat de miere. Acum numai să-i văd matca, cum arată. Ram cu capitalul de polen și miere. Nu, trebuie. N-am adus. O matcă perfectă. Cu nunița de miere, tot e perfect. Na. Anul ăsta am lăsat multe miere la stupi, după cum am mai spus. Un așa stup nu trebuie mai deranjat niciodată, până la primăvară. Când nu se stoarce, de pe ramili cu puiet, stupul are miere. Când se stoarce de pe ramurile alea, gata,
Atunci trebuie toamna scos ramul, că rămâne puiet prăstătot, nu mai are cunună și asta îi. Că dacă, na, ați văzut la Marin că mai scoace noiembrie, când o mai stors, știi? Nu-ți poți sta replin. Ia acum să-l vizem castelan. Ăștia ori dat și roi și întăriți, ăștia sărașii au fost în fial și chipuri și fără mătchi. Să văd. O mătcă iară perfectă, numai ce, ai și mai cu puțină miere, pentru că ăsta au fost mai slăbuț când i-am pus-o. Dar nu-i problemă. Bravo! Și mi-e important, dacă găsesc vreunul cu matcă, să vă arăt care o schimb. Cum mai eu nu mai știu care e, dacă este vreunul. Pregătit de rănit. Cum suportă stupii temperaturile înalte? Tare ușor, mai bine ca frigul. Frigul și fără mâncare nu suportă nici de cum. Dar temperaturile mari suportă foarte ușor. Iasă albina afară, aduce apă și face frig în ladă, că atunci trage multă apă. Îi trebuie sursă de apă non-stop. De-aia prin căldurile ale mari nu-i bine ca să rămână stupii fără adăpătorul de apă. Bine, la mine s-a urmărit aici la canal, aici la șanțul ăsta, că ăștia mai gata nu trag nici de cum. Ăsta a fost un stup iară cu bani. Ce e aici? Aici e că i-am pus o matcă cu puiet vărus. Și să vigem dacă ori primit matca asta sau nu. Și după cum se vede, albina nu a primit-o. Și ăsta a fost un stup mutat. Așa că, dragii mei, bine că nici nu-l prind. Ia că aici acum capătă mai un nucleus și ăsta și e bun de matcă de rezervă. După ce am găsit o matcă perfectă, am adus nucleusul și îmi trebuie și apa. Am crezut că nu mai găsesc niciunul fără matcă. Da, ia hătel ăsta al cu matcă. Atunci n-am vrut să o omor, zic, las că o țin în cușcă aici și dau drumul la ăsta până am și atunci o schimb. E, da, ia că vezi că nu o schimb. Asta albina ce se duce, se duce la nucleusul de lângă, nu-i problem nimic.
ăsta e mai mare, este mai multe dimensiuni, am urdat așa, mai groasă și mai subțire. Și atunci aia când face bani. Bun. Mapă faină, perfectă. Să punem un strop de miere. Da, o așteaptă ei. La asta 58 sau cât, nu mai știu. Deci au fost bai și de dâncoași. Acum, acum bai. Bun. E, asta e matca aia cineră, cred că. Cam asta e. Bun, perfect. Acum aici. Ia că mări, am venit acum seara la pavilion, că baș de la pavilion n-am mai molărit, că totdeauna nu-i ca așa acasă. Bază ui telefonul, bază uit aparatul, ba cântii, de ce n-am adus. Și acum, fiindcă am filmat și acasă, haide să la arăt pavilionul cum arată. Am venit aici a mării să dăm drumul la mătchii, care le-am pus duminică. E așa? Da. Câți avem? Vreo 4? 4. E, și acum, uite, așa arată stupia. Ai ajeu tot cu două mătchi, acum puș și sus ai comac. Așa e salbine pe el. Salbine, da. Știi ce, aici am avut o matcă și nu v-aș plăcut-o. Și atunci o mai lași? Nu, în viață am schimbat-o. Aha. Nu, asta, acum. Nu, că nu mai las, ce mai să nu că nu îți... Nu mă știi, musai să cau mări. Uite, uite vodka. Vezi? Vodka? Vezi ce matcă? Toată pistrisă. Înțelegi? Și așa că nu... Și ăștia sunt nucleusurile astea și le-am adus sus. Roiurile. Nu mă știi aici. Roiul când îl mulți de jos sus. Totdeauna mult mai se slăbește, mai ales dacă nu-i și matca cum trebuie.
că și ea Albina și se duce jos în întărește și pe urmă și revine el, știi? Ăsta e un roi mai slab. Că de-aia nici matca nu a putut să facă față, mă înțelegi? Că ia că îs 5 zile, aș mai fi putut să aștept și-o 7, numai aia e lanț vecima, nu a avut de 9 zile, ăsta o a avut. Bun, acum mergem să vizem mai la care trebuie, la 39. Ce, de jos? Să nu mai mai spun. Să nu mai mă scol, mă, că și așa trebuie căutat jos. Îmi trebuie un drod. Nu. Că asta e eu, că și e jos. Sus. Mărin, scuze. E, uite, Mărin, dacă vine aici, subiect, asta e un roi bechereaște. Ma ce, aici a fost matcă bună, nu m-a omorit-o. Unde rămâne mai mult Albina când scot ramilii. Mai să nu spun cum, o să vezi. Vezi, acolo sunt mai agitați, aici nu, acolo s-ar putea nici să nu ți-o primească. Vezi, trebuie rup botchile. Uite. Vezi, nu sunt două, trei numai pe el. Păi da. Uite-o cât e de mare. Uite, vezi, așteptă-mă, rupte. Acum alții rup și lasă mai până mâine, știi? Nu, eu nu mai las. Acum la toți ramele te uiți, nu? Păi da, mă uit la toți ramele. Mă numai acolo unde îi cu puiet ciner, acolo ori făcut, știi? Unde ori avut ea, că vezi? Aici. De asta nu a fost smart că baș la atâta să zici că de perfect, știi? Mai adus ăsta, mai drot. Drot, ia puta. Ia puta, la minim, nu? E, aia e cu semnul întrebării, e cu risc, cum se spune. Numai eu, fiindcă acum mă ia mătchii de rezervă, mării, iară punem, da. Da, și la 30, și nu știu care, 35, am ținut-o 7 zile și iară a fost plin preia. Și-o-l primit. Și mai la unul, iar așa, 7 zile am ținut-o.
Și iară plin a fost. Și tot deprinde cum? Când ele smirome, nu șed non-stop. Se cunoaște care e cu mapeamadea și puni. Și alea nu le mai deslipești de prăpușcă. Înseamnă 7. Sus. E, asta e riscul la asta, la roi, când îi punem sus. Că dispar mătchi. Vezi, aici e fain, nu-i nici una. Da. Aici rezultatul, acceptarea 100%. Te uiți și aici. O țără e noapte. Totdeauna mătchile marine le dă drumul noapte. Bine, este și dimineața dacă n-am vreme ceva. Sau asta. Dar dacă și am mări, atunci totdeauna noapte. Asta iară e unul mai cănunat, mai mic. Că ne punem o matcă bună. Ai drut? Da. N-a coscă pe jos. Asta nu-i baș bun. Lucru numai n-am scăpat-o, măi. Că faci stres. Încă să pișe matca, nu e așa ca și când pică pușcă. Anul ăsta, iară mi s-a întâmplat una perechită, s-a mai dus. Când așa să-i dau drumul. O zburat și aia nu mai găsești. Ale neperechite, dacă zboară din nucleu, o să găsesc, mă, nici numai. Ăsta nu mai găsești. Că nu am poziție bună. O vrei tu pup să stai să lucri. Tu în picioare. Așa. Acum, la care au rămas? La ăștia doi. Uh-huh. Asta a fost matcă bună, mări, și îmi pare rău după ea numai. Știi că am avut 2 rame plin de bâză. Nu le-am scuturat bine așa. Și atunci... Ma, ia ușa. Așa. E, aici, mări, nu avem rame. Îmi dai. Știi că am uitat de acasă. Am venit cu ele. Așa. Uite, matca acceptată 100%. Aici. Că numai unul a avut de astea, e asta? Că 2 le-am dus acasă. 2 au fost cu alea. Da. Yeah.
și am avut. Și asta nu e așa. Acum nu s-o vede pe asta. Pe... Asta prea urmă pun eu la margine mare. Acum aia că-i dau. Dar să nu spal cuiul așa. Așa. Pui mișoc? Ei, ca nu. Să pui matcă. Pun matcă aia. Anima n-am legat-o. Măi, mări, măi. Măi, mări. N-am legat-o. E cadrot? Măi, cu mătile așa am și avut de lucruri ăsta. Da. Pune, ia, pune, scoate, dă-i drumul. Părăchice. Nepărăchice, nu s-o prins. Așa e asta. Numai mie, mării al mei, fain lucru, care îi este lucru cu mătchi. Aia îmi place. Dă-i drumul. Bine, mai mămânii când o bărșesc, matcă faină, galbenă, să-i dau drumul, puf, am scăpat-o și o zbură. Na, atunci. Numai așa, și acum după 7, 8 sau 10 zile, sau chiar și 2 săptămâni, ui, că atunci poți să vezi ce marcă, știi, când a început să căpășească tot toblă, așa, atunci îmi place, marcă bună, 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 e, dar este pe bune. O dai, vezi, asta iară e mes. Așa-ți dă-aia, dai cu 5, știi? Cu 5 rame? Da. Bine, eu aici am pus de păzât și da. Uite aici, mări. Vezi? Iară e 100% acceptată. Așa e din ultima tură și eu îs. Bun. Ai vreun ram să-mi dai? Poftim. Ia să pun și asta. Și asta nu mă baș place, Mary. Ce? Mare. De ce? Păi nu știu. Știi, de ce nu a crescut ei puietul? Da-i asta. O vedem? Dacă nu, iar o schimbăm până acum. Știi, eu mintun am luat-o când a început să o aur.
N-am mai lăsat-o, că na, m-a trebuit să pun, să nu rămână atâta vreme fără mătică, știi? Acum unde am pus lampă? Vezi, asta nici n-a fost marcă bună. Adică și ăla. Vezi, ăsta a rămas cam slăbuț tare. Că ei toți au fost destul de buni, numai așa e când îi muți, mai slabi. Numai dacă e o marcă bună, faci treaba. Știi, roi? Mării prăcii și rame nu aș perfect, bare în șapte să fie fost. Prăcii și rame sunt mai slabi și n-au loc să o au. Și cu asta mării am terminat. Bun. Pe ziua de astăzi. Da. Astăzi am mai făcut 3 lăți dale cu 1. Le-am pus, le-am înșurubat. Numai am avut noroc că au fost și mai grijice și de neînce. Așa că am avut numai o țără să le mai ghituiesc. Și gata. Dă-i pălăria sus. Și cu asta terminăm ziua. Ia calbinița până seara, am găsit o floare de asta cu mulce, în ul de care am lăsat-o. Ia că mării se pregătește și mergem acasă. Dragii mei stupari, mulțam de vizionare și acum închei filmul și sănătate!